Înainte de alegeri ne-am întâlnit biroul politic și am hotărât ca toți cei care sunt cel puțin aleși, nu mai vorbim de membri și simpatizanții noștri care sunt cu noi, în campania electorală trebuie să se implice la maxim, pentru că noi trebuie să scoatem un scor bun pentru partid. Ne doream, v-am spus foarte mult, ne doream să avem cel puțin doi parlamentari de Giurgiu. Ei, lucrurile nu au stat chiar așa. Unii dintre colegii noștri, și în speță și domnul Cartojan, nu a participat în campania electorală alături de noi. Și atunci am hotărât, la nivel de birou politic, excluderea dumnealui din rândul nostru și să lase pe altcineva care este pe lista partidului și care s-a implicat să fie consilier, pentru că asta chiar merită. Subiectul a fost luat în discuție și de prim vicepreședintele PPD de Giurgiu, Răzvan Cuc. El a precizat că Liviu Cartojan a știut de excluderea sa din partid, deși acesta a susținut că nu ar fi așa. Domnul Cartojan are toate mijloacele la dispoziție în cadrul partidului să conteste excluderea dânsului la Comisia de Etică. Nu i s-a îngrădit niciun drept, a fost anunțat din timp, a fost chemat alături de mine, a fost și domnul viceprimar Vladu când s-a luat decizia. Deci a fost adus la cunoștință, i-au fost aduse la cunoștință toate motivele care au dus la excluderea dânsului din rândurile noastre. Întrebat de jurnaliști cum a motivat Liviu Cartojan absența sa la acțiunile de campanie, Răzvan Cuc a răspuns. Ne-a motivat că nu poate să ni se alăture, întrucât este angajatul firmei Nova Force și este pus într-o situație dificilă. Lucru care, automat, nu poate fi tolerat de nici, nu poate fi tolerat pentru niciun alt membru al partidului, întrucât ei ocupă niște funcții câștigate pe listele partidului și se cuvenea ca ei, practic, să muncească cel mai mult pentru a atrage voturi alături de candidați care au candidat și pe municipiu.